Trăim într-o lume bogată în informații și date, și folosim graficele pentru a vizualiza datele și pentru a ne ajuta să o înțelegem mai bine. Când reprezentăm datele vizual, este important să alegem tipul de grafic care redă fidel informațiile colectate. Utilizarea categoriilor de date și a scării în mod corect face o mare diferență. Vrem ca datele să fie corect interpretate pentru obținerea unui impact maxim. Tabelele și graficele sunt adesea folosite pentru a culege date. Tabelul frecvenței este utilizat pentru a organiza informațiile și pentru a arăta cât de des se produce un eveniment. Acest lucru poate fi reprezentat utilizând un grafic cu bare sau un grafic cu linii. Diagramele de acest tip sunt utilizate pentru a afișa date discrete, care sunt datele ce pot fi numărate și împărțite în categorii. O diagramă cu bare multiple este utilă când vrei să compari date pentru două sau mai multe grupe. Diagramele circulare și graficele cu bare compuse arată diferite părți dintr-un întreg sau proporții în cadrul datelor. Mărimea fiecărei părți este proporțională cu procentul corespunzător categoriei pe care o reprezintă. Diagramele circulare au forma unui disc. O diagramă cu bare compuse poate de asemenea să arate proporții, de exemplu, vânzările totale pe o lună. Fiecare bară poate fi mai apoi descompusă în categoriile diferite de vânzări realizate. O diagramă dispersie este folosită pentru a arăta dacă există sau nu o legătură între două grupe de date. Acest lucru este cunoscut drept corelație. Datele care sunt colectate în perechi sunt cunoscute drept date bivariate. De exemplu, un proiect de cercetare creat pentru a vedea dacă există o corelație între timpul petrecut învățând și rezultatele obținute la examen, își poate afișa rezultatele pe o diagramă dispersie. Sperăm că aceasta va arăta o corelație pozitivă, ce va fi evidențiată printr-o linie tendință. Graficele ne ajută să înțelegem lumea. Privește acest exemplu. Titlul explică situația, iar coordonatele îți arată ce reprezintă graficul. Forma graficului te ajută să afli cum se schimbă relația: cât de sus ajunge elicopterul, cât de mult stă la înălțimea de 300 de metri, cât de mult îi ia să aterizeze. Graficele lineare și pătratice sunt puțin mai complexe. Acestea se reprezintă într-un sistem de axe perpendiculare care se intersectează într-un punct O, numit origine. Axa verticală este cunoscută drept axa OY sau a ordonatelor, și axa orizontală cunoscută drept axa OX sau a absciselor. Ambele axe conțin valori pozitive și negative. Graficele liniare sunt folosite pentru a compara tendințe și relații între cantități. Se spune că sunt în relație de directă proporționalitate dacă se intersectează cu originea. Iată un exemplu de grafic strict vertical, iar acesta este strict orizontal. Alte grafice liniare s-ar putea înclina și pot prezenta o pantă. Dacă înlocuiești X cu o valoare, de exemplu orice număr între 1 și 5, poți determina care va fi cel mai abrupt? Dacă ești interesat de noi tutoriale educaționale, dă subscribe la canalul nostru de YouTube Tutoriale Minus Video.